Multă lume vă reproșează că faceți o fundație de dreapta cu oameni dependenți de buget. L-am auzit inclusiv pe premierul Victor Ponta spunând asta în cheie ironică. Am văzut și că în fundație sunt totuși oameni care n-au treabă cu bugetul, sunt avocați, sunt jurnaliști, însă nucleul inițial a fost format președintele... Nucleul inițial ăsta, consilier... pe care îl vedeți, membrii fondatori. Însă președintele fundației, un profesor universitar, nucleul, cu două excepții, depinde buget, nu e un handicap ăsta? Nu cred, pentru că noi ne-am obișnuit să spunem centru dreapta înseamnă sectorul privat. Nu e așa, știți foarte bine. În general, există o corelație mai mare, dacă vreți, între, nu între centru dreapta și sectorul privat, ci între centru dreapta și clasa mijlocie. În general, clasa mijlocie e mai apropiată de valorile statului care nu intervine. Știți foarte bine lucrul ăsta. Ori în clasa mijlocie, hai să fim serioși, că nu intră doar oameni de afaceri. Intră oameni de afaceri, oameni care nu au afaceri atât de mari. Un om care are un butic la colț și care trăiește din el. Dar intră profesori care sunt bugetari. Intră medici care și ei depind de, dacă nu lucrează la vreun spital privat. Intră avocați, intră, știți foarte bine, și alte categorii, da, care sunt categorii bugetare, dar asta nu înseamnă că ei nu cred în valorile de centru dreapta. Ba, din potrivă, dacă ne uităm pe sondaje, vedem că acolo, ăsta e zona de electorat de centru dreapta. Deci nu cred că, mi se pare că e o asociere greșită pe care o facem, centru dreapta înseamnă Țiriac, Patriciu și nu e așa. Bun, trei întrebări scurte de final. Dacă vreți un mic test, da. Numiți vă rog un om de afaceri important, antreprenor, bancher sau ce credeți dumneavoastră că ar fi reprezentativ pentru categoria asta din sfera privată, care e deja în mișcarea populară? Vă spun sincer că nu am văzut toate cele 5.000 de adeziuni. Acum încercăm să le defalcăm pe categorii profesionale și așa mai departe și sigur trebuie intrat în contact deja cu oamenii ăștia. Deci n-am un nume să vă dau, dar sunt convins că sunt oameni care au aderat, printre acești aderenți, care au afacere mai mare sau mai mică, chiar mai mare la un moment dat, care n-au avut niciodată afaceri cu statul, care au fost împiedicați chiar de stat. Și în ciuda tuturor constrângerilor, ei totuși au răzbit în afaceri, și care, despre care nu scriu ziarele, că nu e nimeni interesat de succesul lor. Când aveți acest nume, ne-am bucurat să-l știm. Sigur, eu sunt convins că o să vă dau mai multe nume. Premierul Victor Ponta a anunțat aseară că va impozita veniturile mai mari de 1.000 de euro din zona bugetară, cu 10% pentru o perioadă de timp, așa numită taxă de solidaritate. Sunteți de acord cu ea? Vă întreb, în calitate de membru fondator al Mișcarea Populară, de ce? Bun, în primul rând vreau să vă spun că s-ar putea să aibă o problemă constituțională. Eu nu știu cum o să o rezolve prin lege, că nu poți să iei o categorie și să pui un impozit. Nici măcar nu poți să iei o categorie și să-i reduci din salariu, cum s-a întâmplat în 2010, dar toată lumea a avut practic aceeași reducere și a recuperat banii peste, timp de 2 ani de zile. Nu cred că asta e soluția atunci când te afli într-o criză economică, să pui taxe. De ce? De fapt, guvernul Ponta asta face de când a venit. Dar de ce nu e asta soluția? Pentru că omori economia. Când pui taxe pe venituri, pe firme și așa mai departe, omori economia. Ori tu ai nevoie de un motor care să crească economia. Ori acest motor trebuie să vină, nu, din zona reală, productivă a societății. Deci nu cred că asta rezolvă problema. Asta e un fel de, hai să ne nu mai avem bani la buget, de unde îi mai luăm? Păi hai să luăm de la amărâți. Mă rog, amărâți, că nu sunt niște amărâți, dar hai să luăm de la ei. Deci nu cred. Deci odată pe de-o parte cred că e o discriminare să iei doar de la categoria respectivă și asta se va vedea dacă va fi promovat. Eu nu cred că o va promova. Se va vedea la Curtea Constituțională. Pe de altă parte, nu cred că asta e soluția în criză. De ce, printre, impozite mai mari. De ce printre obiectivele fundației, domnule Lăzăroiu, justiția, păstrarea independenței ei, un bun câștigat greu, cum bine știți, continuarea anchetelor imparțiale la nivel înalt, adică standarde maximale în justiție pe scurt,
De ce nimic din toate astea nu figurează printre prioritățile anunțate? Păi nu, n-ați văzut priorități. Păi nu am văzut acum, anunțate pe site. A spus că sunt patru. Reformă electorală, reformă administrativă, modificarea Constituției, cu nimic despre justiție. Nu, alea sunt niște domenii. Alea sunt niște domenii. Da, dar justiția nu e acolo. Păi nu, alea sunt niște domenii. Există deja un program, dar el n-a fost lansat, de-aia v-am spus, că n-aveți domnule să știți. Eu v-am spus din ce ați anunțat public, de-aia m-am bazat. Alea-s domenii și ele includ foarte multe subdomenii, nu înseamnă priorități. Păi ajunge subdomeniu justiția sau cum? E mai ușor să lucrezi cu categorii mai puține decât cu categorii mai multe, dar prioritățile nu sunt date de numărul de domenii. Și va exista un program pe care noi îl vom afișa spre dezbatere publicului, foarte curând, probabil în 2-3 zile, unde noi asta așteptăm. Oamenii, să zicem că noi am uitat, dau un exemplu, să zicem că noi am uitat să punem justiția acolo în subdomeniile și în programul nostru. Păi o să vină Dan Tăpălagă, dacă ar depune și el o adeziune. Nu va depune o adeziune. Am văzut că aveți jurnaliști și asta e dubios, jurnaliști care se implică în... E societate civilă, domnul Tăpălagă. E ușor să stai pe margine și nu să critici. Nu stau pe margine jurnaliștii și nu stau pe margine și le pute tot. Asta e rolul lor. Și domnul Tăpălagă, dacă avea adeziune, spunea, domnule, puneți în program justiția și anchetele marilor corupți și noi zicem, domnule, așa a făcut Dumnezeu pe lumea asta redactat. Jurnaliștii, strâmb, nu le-a dat nicio meserie, nicio competență, nicio responsabilitate, a zis, voi stați și le-a tras de pe margine. Nu e vorba de un partid politic, pentru că dacă era un partid politic, aș fi spus eu lui Dan Tăpălagă, Dan, nu te înscrie într-un partid politic, că tu ești jurnalist, e vorba de o fundație. E vorba de un ONG. Nu sunteți membru în nicio fundație, niciun ONG, ca jurnalist. Vedeți, domnul Tăpălagă, deci Fundația Mișcarea Populară vă așteaptă. Să știți că eu am, vă apreciez foarte mult, că de-aia suntem și prieteni, că prieteni nu poți să ai oameni în care nu crezi. Sau... Și eu, sincer, vă îndemn să faceți pasul ăsta, pentru că e un ONG. Ultima... Și vă promit că dacă va exista un partid politic care... va fi susținut de această fundație. Dumneavoastră mergeți în partid și o rămâne în ONG. Nu, fundația va rămâne. Și dumneavoastră să rămâneți în ONG. Și eu voi rămâne tot în ONG. O să mă gândesc. Nu voi intra în partid. Trei calități, domnule Lăzăroiu, trei calități ale președintelui Mișcării Populare, domnul Marian Preda. Da. De ce e bun de președinte de fundație? Întâmplarea face că eu știu de mult timp. Îi ziceți trei calități. Ce recomandă să fie acolo președinte de fundație? E un tip cu inițiativă. Eu știu, spun asta, din facultate. Deci el era mai mare cu un an, cred, ca mine. Dar n-am intersectat de foarte multe ori în facultate. Și ceea ce știam atunci despre el e valabil și acum, culmea. Și a urmat, practic, și a avut un parcurs care a confirmat calitățile de atunci. Este un tip cu inițiativă, clar. Deci e un tip care și a construit Facultatea de Sociologie. Curând va avea o inaugurare, a mai construit niște corpuri, a construit-o cam din nimic așa, cât a fost decan. Deci e un tip cu inițiativă, este un bun coordonator. Deci în facultate cred că era șeful Ligii Studenților din facultate, sindicatul ăla, dar nu era un sindicat, era un sindicat al profesioniștilor în sociologie și eu îl știu de atunci, avea calități reale de lider, de coordonator. Și trei, e competent, are o competență. Omul ăsta a studiat politici sociale, asistență socială, are un doctorat pe asta, de-aia a fost și președintele Comisiei Prezidențiale pentru Analiză Demografică. El a fost președintele și a adunat în jurul lui foarte mulți experți cu notorietate deci în România. Căutați competențe, înțeleg. E fundamental. De fapt, ăsta e unul din criterii. Așa am spus, că ne întreabă toată lumea cum o să-i selectați pe cei din teritoriu care vor să constituie filiale. Ăsta e un criteriu important, competența. Vedeți, domnul Lăzăroiu, și cu asta o să închidem emisiunea. M-am gândit în timpul ăsta scurt, de asta nu o să pot fi membru, pentru că nu sunt competent. Deci nu mă pricep la nimic, vă spun foarte sincer. Sunt ziarist, stau pe margine, latru, dar dacă mă întrebați la ce te pricep, răspunsul o să fie la nimic. Nu, tu nu, vă devalorizați singur, ca și cum a spune nu, că... Domnul, păi nu, dar eu n-am spus niciodată despre jurnaliști ce spuneți dumneavoastră, că sunt un fel de pegra societății. Păi, nu, este o meserie. Păi asta spun e și meserie, eu, dacă sunt oameni care comunică, sunteți un bun comunicator. Ce știți să fac? Păi răspunsul e nu mare lucru. Sunteți un om care comunică, asta face jurnalistul, sunteți chiar printre cei mai buni. Nu cred din domeniul nostru, vă așteptăm cu drag în Mișcarea Populară. Am văzut, domnul președinte, are o părere foarte proastă.
părerologi. Da, da, sunt și mulți părerologi, care... dar mulți dintre ei știți foarte bine, că n-au absolvit nici jurnalism, sunt nicio ingineri. Sunt foarte complexat de câte ori președintele spune, domnule, eu am o meserie, nu dacă plec din politică mă întorc pe mare. Știu că nu vă vizează știu, pe dumneavoastră. Știu asta, dar eu vă am făcut o mărturisire. Știți cine sunt părerologii? E Mugur Ciuvic, mai sunt v-am făcut o mărturisire, mă gândeam, domnule, dacă mă dau ăștia afară din presă, e posibil asta, unde mă întorc? La ce? Ce știu eu să fac? Și răspunsul groaznic e nimic. Puteți să fiți purtător de cuvânt la o bancă, puteți să fiți... Deci tot ce înseamnă comunicare. Deci, nu luați așa. Nu sunt bun de mișcarea populară, credeți-mă. Vreau să aveți acum o perioadă de rătăcire, dar sunt convins că vă veți întoarce la... pentru că asta mă surprinde, adică lucrul pe care l-ați susținut până acum și dumneavoastră. Dom'le, contează instituțiile, nu mai puneți oamenii înaintea instituției și în care eu am crezut. Acum nu mai sunt valabile. Ne auzim peste 6 luni, zis între 3 și 6 luni și o să vă schimb din nou părerea. Sunt convins de asta. Știu că aveți onestitatea să vă recunoașteți greșelile, de asta sunt convins. Aștept să vă recunoașteți însă dumneavoastră. Mulțumesc, Sebastian Răzăvel, pentru interviu.